Numărați voturile domnului. Dumneavoastră nu poate, dar să vă dați puțin. Nu. Da, câte 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Domnul Ociu, vă dați, da, puțin. 6, 6 voturi pentru. Domnul Bucur a propus pe domnul Blaga. Câte voturi? 5 voturi. 6. Nu mai pot vota și pe Blaga, v-am votat. 5 voturi, haideți, domnul Sirius. Hai, nu mai plecați, ne-a trecut că vă spun un lucru. Domnul președinte, vă dau o ordine de zi și am o mențiune, anume că va trebui suplimentată ordinea de zi cu o rectificare de buget, a fost ceva urgent, am făcut dimineața la ultima oră. Făcut-o, noi am așteptat niște bani, trebuiau să intre banii respectivi, n-au intrat și datorită acestui fapt intrăm numai cu ce avem, urmând ca în primele zile ale lunii să mai facem o ședință de îndată pentru a face o altă rectificare de buget. Trebuie să înțeleg, mulțumesc, să înțeleg că rămâne acea ordine de zi care a fost stabilită. Rămâne pre, da, sigur că da, numai că mai punem pe ordinea de zi încă un proiect, atât, o rectificare de buget. Dar dați-mi voie înainte, că o să citesc procesul verbal al ședinței anterioare, astfel încât să fie votat de către domnul consilier. Deci, este vorba de procesul verbal încheiat pentru ședința ordinară din 30.05.2018. Secretarul Matiu are amintit consilierul local să depună declarațiile de avere în termenul prevăzut de lege pentru a fi, putea fi trimise la anul în timp util. Președintele ședința stabilită va da cuvântul în funcție de reprezentarea numărului de consilieri al fiecărui partid. Fiecare consilier va da la dispoziție 3 minute pentru a-și expune punctul de vedere. Președintele ședința a dat citire ordinea de zi care a fost aprobată în unanimitate, precum și capitolul diverse. A fost aprobat procesul verbal al ședinței anterioare din data de 22.05.2018. Domnul primar a dat citire expunere de motive a proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici din proiectul modernizare de drumuri interes local și drumuri locale în Pădurea Teiuș. Proiectul a fost votat în unanimitate. Domnul primar a dat citire expunere de motive a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul 1 al anului 2018. Domnul consilier local Bucovic solicită ca pe viitor banii încasați din recuperarea amenzii să fie destinați plății acesteia. A fost invitat domnișoara contabil pentru a informa cu privire la cât a fost achitat pe anul 2017 din cuantumul amenzii aplicate de către ANAP. Domnișoara contabil a explicat modul în care se fac plățile. Proiectul a fost votat cu 10 voturi pentru și 2 abțineri. S-a trecut la capitolul diverse. S-au înscris la cuvânt următorii consilieri locali: domnul Panainte Ioan, domnul Blaga Daniel, domnul Pișcu Florin, domnul Filibașa Marcel și domnul Bucă Ovidiu. Domnul Panainte a întrebat dacă se pot începe lucrările la canalizare în satul Rădoare. Domnul primar a spus că sunt prevăzute fonduri pentru reactualizarea documentației și că banii vor fi cheltuiți în momentul în care există siguranța că se va obține surse de finanțare. A doua întrebare a domnului Panainte a fost aceea dacă se continuă lucrările de balastare pentru satul Rădoare. Domnul primar a răspuns că s-a terminat cantitatea de balastru, dacă s-au făcut demersuri pentru suplimentarea acestei cantități. Domnul Blaga Daniel a întrebat cum se pot raporta noi încetățenii comunei la sistemul de canalizare, întrucât pe anumite porțiuni sistemul de canalizare nu există. Domnul primar a răspuns că nu există întrerupări, sistemul de canalizare pe acele porțiuni funcționează pe baza forței gravitaționale. A doua întrebare a domnului Blaga, Daniel a vizat termenul în care se vor finaliza lucrările de balastare al satului Drăgușani. Domnul primar a răspuns că balastările se vor face în funcție de banii prevăzuți pentru refacerea, după refacerea uliței Drobotă. Domnul Pișcu Florin consideră că satul Parava este defavorizat în comparație cu celelalte sate și a semnalat o problemă pe ulița Savi, în sensul că acolo s-a surpat podul. Domnul primar a răspuns că cunoaște problema și se lucrează în vederea remedierii problemei. Domnul Filibașa Marcel a semnalat existența unor probleme la canalizarea din satul Teiuș,
pe cum și în ordunoaie din vatra satului. Domnul primar a răspuns că știe de existența acestei probleme la canalizare și se lucrează la remedierea ei. Speră că în câteva zile aceasta să se remedieze. Referitor la gunoi, acestea se află pe proprietate privată, dar că se va proceda la mutarea contanelor de gunoi. A doua întrebare a fost de ce nu s-a realizat asfaltarea întregului drum din satul Drăgușan, zona Schita, acesta realizându-se doar până la instituțiile publice. Domnul primar a răspuns că a trebuit să țină cont de instituțiile publice existente pentru a putea obține surse de finanțare, dar în viitor se intenționează refacerea întregului drum. Domnul Tribașa Marcel a întrebat ce se întâmplă cu lemnul rezultat din toaletarea copacilor. Domnul primar a spus că se va interesa de acest aspect. Totodată a întrebat dacă se pot transfera calculatoare de la școala Nădoaia către școala Paraba. Domnul primar a spus că această întrebare trebuie să fie adresată conducerii școlii. Domnul Bucă Ovidiu a solicitat informații cu privire la lucrarea din zona pod uliță Cămin din satul Drăgușan. Domnul primar. Da, domnul primar a răspuns că cunoaște situația, s-a deplasat la fața locului personal și consideră că e o soluție temporară. A doua întrebare a domnului Buca a fost de ce nu se aplică planul de măsuri ce implică beneficiarii devenind mini garantat. Domnul primar a răspuns că se va interesa de această situație și că va avea în vedere acest aspect. O altă întrebare a fost aceea cu privire la cine va avea acces la informațiile furnizate de camerele video instalate în comună. Domnul primar a răspuns că acest lucru se va stabili în viitor în funcție de cadrul legal care permite acest lucru și că a cerut secretarul de atât să verifice acest cadrul legal. Secretarul de atât a răspuns că se va interesa cu privire la acest aspect. Ultima întrebare a fost dacă se poate suplimenta bugetul pentru achiziționarea de motorină pentru bulbe excavator. Domnul primar a răspuns că se va încerca acest lucru. Domnul președinte de ședință a mulțumit pentru participare și a declarat lucrările de ședință închise. Și acum, dacă tot așa știi procesoare, vine să le explicați cu accesul la cadrul. Da, m-am interesat cu privire la cadrul legal. În mai, pe 25 mai, a intrat în vigoare un regulament al Uniunii Europene foarte strict, extraordinar de strict, cu privire la accesul la informații cu caracter personal. Din câte am înțeles, camerele respective furnizează asemenea informații, în sensul că afișează plăcut numărul de matriculare a mașinilor și se consideră acest număr de matriculare a mașinilor dat cu caracter personal și nu pot avea acces la asemenea imagini, asemenea informații decât anumite persoane stabilite prin dispoziția domnului primar. Inclusiv poliția. Inclusiv poliția. Deci și poliția, dacă vrea să acceseze aceste imagini, trebuie să facă o cerere scrisă către domnul primar, aprobată și de-abia după aceea se dă voie la aceste camere. Nu ne permite cadrul legal. Articol din lege care... Da, e vorba de regulamentul Uniunii Europene. Aș avea ceva de întrebat aici. Spune. Dacă tot nu e voie ca să uite... Bine, pare din personal, cum se să facă mașturi așa? Atunci, noi cum putem afla? Am ce se întâmplă cu mâna asta? În cazul în care nu mai apară la anumite lucruri. Puteți cere un raport pe primărie. Înțelegeți? Care să nu se spună, să se aducă la cunoștință, dacă s-au înregistrat pe camerele de supraveghere infracțiuni, dacă a fost sesizată poliția, ce măsuri s-au luat și toate lucrurile acestea. Trebuie ca poliția să aibă acces, uite, să vadă poliția să controleze, să vadă în baza unei adrese oficiale. Suntem instituții diferite, nu suntem subordonați poliției, da? Nici ei nouă, nici noi lor. Face o adresă, nu e mare lucru să faci trei rânduri, așa în care să spui... Problema e că nu pe fiecare interesează că am ceea ce sunt problemă, păi e păgubiți. Cineva... Domnule, poliția poate face, repet, oricând poate face o adresă, nu e mare lucru, repet încă o dată. În momentul în care am luat decizia să vă spun asta, am discutat cu domnul comisar Matei, cred. Am vorbit așa și am cerut sfat. Domnule comisar, cum procedăm? Cum asta? Și dumneavoastră m-a scotit așa, am sunat și la București, la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor Personale, ceva ce nu se numește, și am întrebat și acolo, domnule, cum se procedează? Și m-a spus, nu se poate așa. Am înțeles, dacă nu plăcere. Regulamentul Unii Europene spune dumneavoastră că nu permite. Legea românească. Legea 677 pe 2001 este în total acord cu regulamentul Uniunii Europene. Așa. Și vă mai spun ceva,
Asta învățăm la școală, învățăm, și anume că în momentul în care există o contradicție între legea românească și cea comunitară, are prioritate cea comunitară. Dacă nu am și o trebuie, cine are acest problemă la aceste carte? Acum la prava. În urma dispoziției domnul primar, are domnul vice Ichimion și domnul Ghiniță Marius. Deci, atunci, la ora, au acces la de deci, au dreptul să aibă... Da, de dumneavoastră. Da, de ce au ei dat întreb dacă legea spune că nu are voie nimeni, nu? Nu, a trebuit să fie evitat. Poliția ar trebui să aibă acest lucru. Dar chestia, ne vom interesa și noi. Egal, o să vedem cu argumentul noastră. Eu nu știu eu cu domnul Echim, le spune domnul Marius. Da, exact. Deci, deja au voie, noi nu. Da. Dacă e să punem așa problema... Eu m-aș bucura să fie domnul primar, că a fost unul la securitate și gândesc că el are câte cântări. Așa m-aș bucura să vă întreb... Tocmai din acest motiv, când am fost și la fiecare zi. Domnul, m-ați spus? Domnul, m-ați spus? Domnul, m-ați spus? Domnul, m-ați spus? Rugămintea mea este, pe viitor, vă adresați la rubrica diverse cu o întrebare pe care să o conteneze pe zi. Păi să-l aduce aici supune cu nu se pune cu unguri, eu de când sunt aici n-am pus cu unguri la nimeni, da? Așa. Dar nu, domnul președinte... Trebuie să păstrez o ordine... Nu știu dacă domnul președinte... Dumneavoastră vă dați părerea pe chestii legale. Nu, eu cer să păstrez o anumită ordine. Dacă domnul președinte nu e... Domnul președinte o păstrez. Domnul președinte, cumva am greșit cu ceva când am spus cu domnul Vic să-ți fii la mânt? Eu așa cred. Orice cetățean poate participa și nici trebuie să pune. Din câte știu eu, da? Eu nu am spus că domnul nu poate pune întrebări, ferească Dumnezeu, ba din contră, chiar vă spun să puneți întrebări. Dar... Care cu carnea nu știu cum, care are voie la am rugat-o pe doamna secretar să documenteze, din punct de vedere legal, cine are dreptul și cine are dreptul să vizualizeze camerele astea. Da, și acum am rugat-o să dea explicații cine are dreptul. Despre asta, că noi ne-am costat o grămadă de bani camerele astea, așa că nu e corect ca să aibă acces numai 3 persoane. Eu cred că poliția ar fi... Avem ceva de acasă, vadă permanent. Transparența! Dar nu înțelegeți că poliția poate... Păi poate, dar prin intermediul primarului... Doamne, și un consilier, dacă vrea să vadă ce se întâmplă în intersecția aia, care e problema? Eu am spus clar, am specificat, nu vrem acces la date cu caracter personal. Dar nu vă sunteți matricularea în mașini? Sunt date cu caracter personal. Haideți, că nu, e o problemă. Sunt camere care filmează numai plăcuțele, da? Alea vor fi clipate, deci nu, și oricine poate uita la acolo. Dacă sunt criptate, trebuie să vină cineva. Adică nu criptate. Nu avem personal de specialitate care se facă. Deci, pentru a accesa camerele respective, îi trebuie un cod pe care îl știi numai 20 de ani. Deci numai acele camere care vizează alea 3. Corect, sunt mai fi. Și notez eu și nu știu să știm noi. Deci alea o să fie numai cu un cod pe care o să ai... puțin spre deloc, sincer să fiu. Nu. În sensul că, lăsați-mă să spun ce am spus. Eu nu știu unde sunt aflatate, ce filmează, cum filmează, habar nu am. Eu am întrebat strict din punct de vedere legal, da? Dom'le, putem să dăm accesul consilierilor la camerele de luat vedere? Și a spus nu. De ce? Pentru că sunt informații cu caracter personal. Acum, că anumite camere nu filmează numele de particulare, eu n-am de unde să știu lucrul ăsta. Dacă sunt camere unde nu se filmează date cu caracter personal, cred că putem să avea acces cu nicio problemă. Dacă sunt camere care filmează numai, automat toate filmează și lucrul ăsta, și atunci mașina care fură renele din pădurea noastră, de unde știm, doamna secretară? Păi nu se poate să apună să fără. Păi asta ce să spun, cei care au... O să vezi mașina o vezi fără număr. Păi renumăr, da. Și atunci ce afacere ai făcut, dacă vezi fără număr? Toată geamă. Adică ai văzut culoarea. Nu. Ai văzut culoarea, atunci venim. Informăm autoritățile și ele au acces la urmă. Atunci aveți la domn primar și ăla ca să... Da, sunt despre camera, dar e prea... Nu, în momentul în care se constată că s-a curat ceva. La mine ajunge doar o cer pe care o aprob și o dau lui Marius, că Marius are cu tehnica ceva mai bine decât alții. Adică vrem să fie și utili, dacă poți să cheltuie. Vreau să facă și treaba. Și noi vreau să vă ajutăm. Aici și problema pe chestii din minut, din cazul care ai văzut, poliția vede, el înainte... Exact, mai spun și eu, traseu ar fi cam așa. Domnule, am constatat că s-a curat ceva.
da. La ora cutare. Dom'le, uite, la ora cutare mi-a fost furat nu știu ce, sau un dat AD sau nu știu cum. Poliția știind că există aceste ia camere, se vizează două, deci... simplu ca bună ziua și oricum îi vede. Deci nu pot, care, ce să mare problemă. Nu? Păi nici eu nu văd ce așa problemă să avem acces la ălea care nu... Pe repet, nu puteți dumneavoastră. La ălea? A spus, la ălea care... La cele care nu furnizează date... Așa, nu e nicio problemă. Asta e problemă. Asta e. Dar presupun că am toate funcționale. Acum, hai, cinstiți. Da. Nu puteți să filmeze mașina, vor să vadă numărul matricular. Dacă legea așa stipulează, nu putem ieși din prevederile ei. Clar. Dar dacă domnul primar îmi spune că nu era obligatoriu să se instaleze camere, noi am hotărât că e bine să fie, atunci trebuie ea interesat întâi care este cadrul legal și în cazul de față vedem că am făcut o treabă, dar nu putea să ne folosim de așa cum ar fi logic. Se poate, se poate. Deci s-a pus voi, car înaintea voi. Domnul președinte, încă dată spun, ăsta e traseu. Ne-au dat și număr. Omul descoperă că i-a furat ceva. Domnul președinte, ce-ați spus, domnule Mechin, că data trebuie, a dispărut ceva. Bine, faci o cerere. Domnul președinte, când au venit firma, s-am discutat cu dânsii, de exemplu, dânsii ne-au arătat pe telefonul lor cum funcționează la SASCUT, ca să vedem. Păi ce, aveau dispoziții dată de primarul la SASCUT ei, ca să... Cu datele personale, legea asta e dată cu câteva ei, dată. Ei sunt avizați de către... Dacă ei face legea, e problema lor, nu vreau să fac. Ei sunt avizați de către instituțiile statului. Au posibilitatea asta. Legea bă, dar noi o să ne interesăm și noi. Da, nu e. Legea datelor cu caracter... E pe 25 acum. Personale creează mari probleme. Nu știu care dintre dumneavoastră astăzi că ei să vă generați un certificat fiscal. Domnul primar, dă o dispoziție și la consilier să aibă acest lucru. Înainte de a face... Dacă nu-i dăm dracul în jos camera, degeaba măcar. Facem altceva. Păi nu fi bun. Domnul primar se va interesa care este cadrul legal și dacă poate să dea chiar și acea dispoziție sau nu. Păi de ce sună poate să dea? Poate să dea, dar dispoziția să nu-i dăm. Dar să vă spun ceva. Domnul Ghiniță este angajatul instituției. Dacă încalcă, să zicem, cu ceva, face o prostiuță și zice, domnule, a dat cuiva fără avea cadrul legal acces la acele camere. Poate să-l tragă la răspundere, dar dumneavoastră cum vă trage la răspundere? Până a ajunge la prostii să descoperim, noi vrem să fim noi în siguranță. Asta trebuie să facem. Asta trebuie să facem. Adică e în siguranță. Spune așa, există niște sancțiuni împotrivitor de mari, niște amenzi foarte urâte. În momentul în care dezvăluie aceste date fără a avea temei legale. Înțelegeți? Da. Bun. Dacă domnul Ghiniță, face o indiscreție, da, și dă acces la aceste camere fără a avea cadrul legal necesar, fără să fie acoperit din punct de vedere legal, domnul primar poate trage la răspundere. Prin comisie de disciplină, poate să acorde amendă pentru. Nu. Între domnul primar și domnul Ghiniță există relații de subordonare, da? Iar e altă mâncare de pește. Dar între domnul primar și oricare consilier, nu există relații de subordonare. Bun. Și noi funcționăm după un regulament de funcționare. Consiliul local, avem un președinte și noi și consilieri pot fi sancționați. Da, dar repetând o dată, nu conform acelui regulament al Uniunii Europene. Dar noi putem să ne adresăm domnul Ghiniță și ce așa de poziție și până la ce probleme. Deci până la altă, Iuliana spunea că trebuie să fie la matur. Haideți să propunem votarea acestui lucru. Deci la legea asta, la personal, creează mari probleme că orice cetățean din comună care vine să elibereze doar un simplu certificat fiscal, face o cerere către mine, din care spune, sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal. Pentru că certificatul fiscal se cere CNP, XC, și număr acolo, și dă o declarație pe propria răspundere că este de acord cu prelucarea dată cu caracter personal. Doar pentru un simplu certificat fiscal. Domnul Bucă, dacă nu mă credeți, când ieșim din ședință, mergem
și vă arătăm în mail-ul primăriei. Am primit un mail, am devenit și eu și doamna diaconu, prin care suntem atenționați că dacă, deci eu acum trebuie să stau să mă gândesc, să fac niște manuale de proceduri prin care se poate avea acces la informații și nu știu ce. Dacă nu avem acele manuale de proceduri, dacă nu respectăm asta, deja am fost atenționat că vom primi amendă care este 4% din bugetul comunei, care va fi suportat de către primar și respectiv responsabilul de prelucrarea datelor. Ceea ce este foarte... Îți tremură sufletul în tine, da? Pentru că este o amendă foarte mare. Da? Și pe telefon, vedeți fiecare. Deci de asta spun. Din punctul meu de vedere, le-am spus, toată lumea să aibă acces, n-am nimic împotrivă. Le-ați spus, este meritul dumneavoastră. Dar trebuie să respectăm și cadrul legal. Dacă nu e așa, mi s-a spus. Repet. L-am sunat pe domnul Matei, care am înțeles că este autoritate în materie. Omul se pricepe, e specialitatea lui. Am mai sunat și pe la București, l-am mai întrebat și pe alții. Mă zice, nu se poate. Alea sunt așa. Bine, domnule, zic, gata, nu se poate. Dar nu știu ce să zic. Mai mult decât dacă nu v-a spus că nu se poate. Ce să zic? Nu știu. Eu mi-am fost mie indiferent. N-am nicio apăsare. Referitor la, referitor la procesul verbal așa ședințe trecute, întrebarea mea acolo de la sfârșitul ședinței cu soarta lemnelor, cum a spus dumneavoastră, eu am spus că niște cetățeni au zis că nu i-am întrebat și pe ei când le-au luat. Domnul Vici a zis că a făcut un cauz în nobile, le-a dus unui bătrân, unui om care e necăjit sau mai știu ce. Foarte bine, dar altfel am zis că s-a plâns cineva că nu l-a întrebat. În rest, nu mă bag în lucruri de genul ăsta, sunt prea mult. Așa, atât. Dacă nu mai este nimic de discutat, să trecem la votare. Nu este asta cu procesul verbal, ca aprobare. Să trecem la aprobare și pe aceea ce ne ajutăm, că așa vom înșa la contact să plece la Bacău cu rectificarea de buget. Atunci o punem în scurt, dar... Propunem la vot. Păi asta, asta am întrebat. Dacă nu mai sunt dezbateri, trecem la vot, da? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Mai puțin domnul Soare? Mai bine? Nu, 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 dacă se grăbește domnul Șara Contabil, se pune pe ordinea de zi. Poate să începe cu primul proiect rectificare. Acest proiect care e nou apărut. Trebuie supus la vot. Trebuie supus la vot. După ordinea de zi și completat. Grupul de zi invers. Eu să zic de raportul cu partidul de document. Acum nu ați trebuit să supuneți la vot suplimentarea ordinii cu acest proiect. Ah, ok. Stimați colegi, sunteți de acord cu suplimentarea ordinei de zi cu punctul nou apărut? Cine este pentru? Împotrivă, în unanimitate, s-a votat și suplimentarea ordinei de zi. Și cu schimbare. Ce schimbare ordinei de zi? Adică să o punem primul. Da, da. Schimbarea ordinei. Așa. Domnul primar, ce puteți noastră? Respectați-l, domnul consilier Ciocan. Da, destul de motive de mașina proiectului de lege privind edificarea bugetului local. Primarul Comunei Parava Județul Bacău, având în vedere legea 2 din 2018 privind bugetul local de stat, privind bugetul de stat pe anul 2018, în vederea articolului 49 din legea 273 din 2006 republicată privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, în vederea articolul 36 alineatul 4 litera A de legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată privind administrația publică locală cu modificări și completări ulterioare, examinând raportul domnului Ștarului Iuliana Contabil în cadrul primăriei Comunii Parava, prin care se cerea edificarea bugetului local, în temeiul prevederilor articolului 45 alineatul 1 și colaborat cu prevederile articolului 115 alineatul 1 litera B de legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind edificarea bugetului local. Față de cele prezentate, vă rog a analiza și aproba prezenta hotărârii. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Parava, județul Bacău. Având în vedere legea numărul 2 din 2018, privind bugetul local de stat pe anul 2018,
Revizuirea articolului 49 din legea 273 din 2006, republicată, privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare. Revizuirea articolului 36 al alineatul 4 litera A, legea administrației publice locale numărul 205 din 2001, republicată, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, examinând raportul domnișoarei registrarului Ileana, contabil în cadrul primăriei Comunii Paraba, prin care se solicită rectificarea bugetului local, expunerea de motive a primarului Comunii Paraba, județul Bacău, și în temeiul prevederilor articolului 45 alineatul 1, colaborat cu prevederile articolului 115 alineatul 1 litera B din legea administrației publice locale numărul 215 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunii Paraba, județul Bacău, conform anexei 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2, cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, răspunde domnul Dedi Costel, primarul Comunii Paraba, împreună cu compartimentele de specialitate. Prin grijă secretarului Comunii Paraba, prezenta hotărâre va fi adusă la conștiință publică și va fi comunicată instituției permanente de Bacău Bacău, în vederea exercitării legalității, trezoreria Bacău, primarul Comunii Paraba și compartimentului contabilitate. Anexa numărul 1. La partea de cheltuieli pentru secțiunea funcționare, capitolul 65 0302 850101 învățământ, sumele recuperate din alte precedențe diminuează cu suma de 688.000 lei. Capitolul 65.0302 la capitolul 10.0306 învățământ, contribuții pentru concedii și indemnizații se suplimentează cu suma de 688.000 lei. Deci este vorba de recuperarea banilor din concediile medicale de la cadrele didactice, care eu îi vom recupera și vom duce la bugetul de stat. Deci dacă... Deci se recuperează într-o parte și se suplimentează în altă parte. Parte. Stai acolo. Nu. Școala plătește CSE-ul ăsta pentru fiecare cadru didactic, da? În momentul în care cineva intră în concediu medical, se recuperează banii de acolo și trebuie înapoi bugetul de stat, adică e un... un cer ca banii într-o parte în alta, dar trebuie să treacă și modificarea noastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Dacă toți sunt pentru, nu se rupă. Salte. Acum se respectă pe aici și vă abțineți? Nu. Am întrebat că poate l-am rămas unul scăpat din vedere și atunci el striga eu și atunci, nefiind da. Nu uitați că m-am trezit președinte de ședință fără măcar să mă am idee și habar de acasă. Da. Mă așteaptă. Dacă se respecta așa cutumă, mă pregătea și mai bine. Ok. Deci la următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, aprobarea regulamentului de eliberare a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale pe raza Comunei Paraba, județul Bacău. Domnule primar, domnule președinte, expune motivele la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de eliberare a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale pe raza Comunei Paraba, județul Bacău. Normele legale în vigoare privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață. Instituie autorităților locale anumite obligații privind asigurarea dezvoltării armonioase a rețelei de societăți și activități de comercializare a produselor de piață în comerț. Da, trebuie să mă dau o utilare. Astfel, prin ordine 99 din 2000, republicată prin legea 343 din 2006 pentru modificare și completarea legii 571 din 2003 privind codul fiscal, articolul 268, alineatul 5 și 6, sunt reglementate activități din sectorul comercial și al serviciilor de piață, inclusiv cele de alimentație publică, privind cerințele necesare de desfășurare a activității, structuri de vânzare, practicile comerciale și regulile generale de comercializare, precum și sancțiunile în caz de nerespectare a prevederilor acestora. Activitatea comercială în sensul legislației sus amintite se există cu referire la produsele alimentare, nealimentare și la serviciile de piață, inclusiv cele din alimentația publică. Exercitarea activității de comercializare în zonii publice este supusă acordului autorităților administrațiilor publice locale cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora, a planurilor de urbanism și în cazul transferului, mutării sau extinderii unui exercițiu comercial în cazul modificărilor aduse structurii de vânzare sau a orarului de funcționare. Orarul de funcționare se afișează la intrarea în unitate în mod vizibil din exterior, comercialul fiind obligat să asigure respectarea acesteia. Nerespectarea prevederilor legislației în domeniu constituie contravenție potrivit articolul 73 din 99 pe 2000 republicată.
în cadrul regulamentului propriu, în tocmina de legătură comună, am introdus anumite obligații din partea agenților economici de profil privind obținerea autorizației de funcționare, precum și documentația în baza căreia se poate obține acest act și respectiv avizarea orarului de funcționare. Față de cele mai sus arătate, vă rog să fiți de acord cu proiectul de hotărâre în forma prezentată. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de eliberare a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale pe baza Comunei Parava, județul Bacău. Consiliul local Parava a întâlnit în ședință, având în vedere raportul Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local Parava. Prevederea articolului 6 alineatul 2 din ordonanța guvernului numărul 99 din 2000, aprobată pe legea numărul 650 din 2002, republicată cu modificări și completări ulterioare. Prevederile punctul 1 litera D din norma metodologică de aplicare a ordonanței guvernului numărul 99 din 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de viață aprobată prin hotărârea guvernului numărul 333 din 2003. Prevederea articolului 6 din legea 52 pe 2003 privind transparența decizională în administrația publică. Prevederea articolului 36 alineatul 9 și articolul 117 litera din legea numărul 215 2001 privind administrația publică locală republicată în temeiul articolului 45 alineatul 6 și al articolului 115 alineatul 1 litera B din legea 215 2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare hotărăște. Articolul 1. Se aprobă regulamentul de eliberare a autorizației funcționale pentru desfășurarea activităților comerciale pe baza Comunei Parava, conform anexei 1 care face parte integrată din prezentul hotărâre. Articolul 2. Conducerea în îndeplinirea prezentului hotărâre se exercitează primarul Comunei Parava prin compartimentul financiar contabil al primăriei Comunei Parava. Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare publică pe site-ul primăriei Comunei Parava. Bun, să dăm citirea anexei. Noi să facem baza 1 la mine, funcție de obiectul de activitate al societății respective. Și doamna care se ocupă de această mai doamna zicea, uite, nu are aviz, nu are un contract de sanitare. Și a zis, păi da, dar știți, domnul respectiv, a zis că el nu e obligat să aducă contract. Zic, domnule, orice om pe lumea asta face activitate, produci gunoi. Dacă produci gunoi, trebuie să asiguri că ai. Zice, nu, dar nu se poate. Și atunci a trebuit să stau eu mult, să caut în mai multe legi, să-i aduc temei legale în baza căreia eu ceream acel aviz de acel contract cu salubritatea, pentru că domnul acuzat că ne dă în judecată pentru că îi cerem acel act. Și am zis, domnule, uite, hai să-i arăt omului că legea îmi cere lucrul ăsta, că nu-i cer eu, că vreau eu, că așa îmi cere legea. Așa. Din experiența anterioară, practic, ăsta, regulamentul ăsta e ca un fel de manual de procedură, în sensul că în momentul în care vine societatea comercială să se autorizeze, în baza acestui regulament se cer anumite acte. Actele astea sunt cerute în baza altor legi. Adică am făcut un cumul de legi, am zis, băi, legea cu tare ce prevede? Legea cu tare așa, legea cu tare așa. Și le-am pus, practic, pe toate în această hotărâre. Spre exemplu, așa. Trebuie să-mi stabiliți linia voastră taxele pentru eliberarea autorizației de funcționare pentru valuri. Eu le-am trecut așa, după aceea mi-au spus colegii că este 500 de lei pentru spații mai mici, pentru 500 de metri pătrați și 1000 de lei pentru cele care depășesc 500 de metri pătrați. Eu zic că acum, deci sunteți de acord cu chestia asta, dar nu le continuare, da? Da, așa. Bun. După aceea, documentația necesară. De fapt, aici stă toată problema. A stabilit care documentația necesară pentru a obține autorizația de funcționare. Și am spus așa, documentația necesară pentru obținerea autorizației de funcționare este cerere, logic, pentru obținerea autorizației de funcționare și avizarea programului de funcționare. Copie după documentele de înființare și înregistrarea agentului economic conform legislației în vigoare. Certificatul de înregistrare pentru punctul de lucru, ce urmează dacă există punct de lucru. Așa. Copie după actul care atestă posesia legală a spațiului în care se desfășoară sau urmează să desfășoare activitatea. Ce anume? Am dat punctul de exemplu. Act de proprietate, contract de închiriere, contract de comodat. Acordul coproprietarilor terenului sau spațiului, măsura în care, pentru desfășurarea activității comerciale, se utilizează spațiul aflat în proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice. Acordul va fi acordat o perioadă de minim 3 ani, fără posibilitatea de a fi revocat, decât în condiția modificării condițiilor de funcționare
unității comerciale. Actul după, copii după actul de identitate al reprezentantului legal, copii autorizații care stau la baza funcționării. Ce anume? Autorizație sanitară, sanitar veterinare, licențe de la mediul, de la PSI, contract de salubrizare. Deci, mă scuzați, o întrebare, dacă vă rog, salubrizare. Dacă o firmă, un agent comercial, are, este obligat să facă o firmă de salubrizare, de exemplu, compreți este obligat sau puteți face cu soma? Dacă soma... Aici vă răspund eu. Din punctul nostru de vedere nu ne interesează, da? Legea spune că se cere contract de salubrizare, nu mă interesează. Problema este alta. Pentru că pe teritoriul unii operează ADIS, n-ar avea voie alții. Dacă faceți contract cu SOMA și SOMA așa angajamentul regulat vine în săptămânal, din punctul nostru de vedere nu e o problemă. Deci, e problema lor dacă se desertează pe drum și își vor pierde unul sau altul licența de operare, nu-i treaba noastră. Și altă problemă, nu înțeleg de ce un preston poate să vină să colecteze la agenți comercial în aceea zi când vine la privați. Ce trebuie să vină mercuri? Deci, efectiv, iau pentru bani, efectiv, motorile, pierderile, în plus, când poți să vină să colecteze aceleași gunoaie în ziua când vin ziua de la privați. Deci stabilit prin ACA ADIS, așa s-a promis de la început, așa a fost prevăzut în proiectul Consiliului Județean, să nu se amestece privat cu casnicul, considerând că, nu știu, agenții comerciali atind de valea metrului, se apropie. Avem magazine foarte mici, nu se interează cu numii, trebuie să vină ce a zis, ca și da. Așa agenții economici mai aveți posibilitatea unor contracte de reciclabile. Chiar am văzut că SOMA s-ar băga, deși acum văd că și prestului au dus eurocontainer pentru reciclabile și vă amintește că era din bani. Și în momentul în care vă faceți domnul loc care experiența asta de ani de zile, el face lucrul ăsta, vă puteți recupera din banii care îi dați o luăm prest pentru colectarea cu gunoiul menajer, prin valorificarea reciclabilor. Asta înseamnă capoane, peturi, tot felul de ambalaje care se pot recicla. Deci agentul economic, dacă reciclează, ce mai trebuie? Dar el nu mai are. Oricât ai reciclat, tot rămâne bună. Evident. Nu, mi se pare o sumă aberantă, că o sumă aberantă, cât 800 de lei sau cât e... 1800 de lei. 1800 de lei. Adică ar trebui în funcție și de cât gunoi generează, bărbim. Da, mă uitam de aici, la toamna diferită. Adică domnul primar care este reprezentantul în AGA, în adunarea ar trebui să aduc la cunoștință acolo. Am adus la cunoștință, prețurile fost mai mari, mai puțin de 800, n-am putut negocia. Deci și acolo, 16. Deci, chiar era de față atunci un operator, nu mai țin minte cine, cred că Iulian Doaia, care a participat la negocierea mea cu ei. Păi, hai să fie așa, la mai puțin de 800, nu, pentru că consumăm carburant, pentru că... Nu am cum consumăm carburant, dar trebuie de mașini, pentru că la fiecare mașină... E special pentru agenții comerciali, da. Deci, vin de acolo, nu am consumat foarte mult carburant. Pentru să-l ia 3 cartoane de la ATO, 2-3 cartoane la domnul... Deci documentația aceasta trebuie prezentată la compartea noastră de parte și importante. O studiază, face o referată în baza căreia spre domnul există documentația necesară, vine cu el la mine și emitem autorizația de funcționare. Ce vreau să subliniez este că am înțeles că foarte multe societăți comerciale nu au autorizația de funcționare și nu o fac pe riscul lor. În sensul că amenziile sunt destul de mari și chiar domnul primar este obligat prin lege, practic, în cazul în care societatea comercială refuză să solicite autorizație de funcționare, poate dispune suspendarea activității pe o perioadă de 3 luni.
am discutat, de fapt, mi s-a ridicat această problemă de la poliție. Au zis că se duc și ei în teren și au văzut că multe sătări comerciale nu au autorizații de funcționare și urmează să ne facă nouă o adresă în care să ne spună care sunt aceste societăți pentru a dispune măsuri. Și destul de... Adică în momentul în care o reclamație de, o sesizează de genul ăsta, n-ai cum să spui, domnule, nu iei măsuri, că trebuie să iei măsuri. Am înțeles că și lor le va veni un audit pe toată activitatea și automat e posibil ca acel audit să se transfere și la noi, mai ales prin curtea de conturi care ne poate cere la socoteală. De ce nu ați făcut în așa fel încât să se respecte legea? Atrag atenția celor, nu știu dacă pe raza comune sunt, dar eu am pus în ideea că poate or să apar, nu știu, sau sunt, apar, na? Societăți comerciale care desfășoară activități prin organizare de evenimente. Acestea întotdeauna trebuie să ceară autorizație de la poliție, trebuie să ceară, pentru orar, în special dacă depășesc ora 22. Deci pentru situații care analizează la cererea consumatorilor, mese festive și evenimente în locații proprietate privată, și la casă, da? Dacă faci o petrecere mai mare și trebuie să dai drumul la muzică, nu știu cum, trebuie o permisă de la poliție și de la primărie, teoretic. Așa, orarul de funcționare poate depăși orele 22, condiția respectării normelor legale privind liniștea și ordinea publică. Solicitantul va depune personal o notificare la primărie, deci ce vorbeam mai devreme, așa, la poliția locală cu cel puțin 48 de ore înainte ca evenimentul să aibă loc, notificare în care va declara pe propria răspundere că va lua toate măsurile ce se impun în respectarea legăturilor privind ordinea și liniștea publică. Unitățile de alimentație publică care funcționează în regim de gardă, noapte sau discotecă sunt obligate să asigură ordinea în spațiile proprii, precum și cele din vecinătatea localului, pe o rază de 50 de metri de la ușa de acces, prin personal specializat angajat sau prin comunicarea serviciilor de fază și protecție, în măsură să intervină cooperativitate pentru rezolvarea situațiilor legate de persoanele care au frecventat localul. Nu se eliberează autorizație în următoarele situații. Activitatea solicitantului aduce prejudicii spațiilor aflate în incinta sau în apropierea locării de valoare arhitectonică deosebită sau cu valoare de patrimoniu, presupun că nu e cazul la Panama, am zis sigur. Exercițiul comercial se realizează în spații improvizate, aduce prejudicii vecinilor din zonele rezervate locuințelor colective sau individuale, se încalcă dispozițiile actelor normative în vigoare. Autorizația contravine planului general de dezvoltare urbană și criteriilor generale privind determinarea zonelor și locurilor de vânzare din localități și restricțiile care se impun sau vor fi stabilite din punct de vedere urbanistic. Deci, pe raza Comunei Parava se interzice desfacerea de băuturi alcoolice neîmbuteliate la mese, canape, tonete, chioșcuri sau orice alte forme care nu au spații de servire interioare, cu excepția activității în viețele autorizate, amplasarea de note sau conturi în vederea practicării de comerț în afara locurilor stabilite de Consiliul Local. Fac excepție de la prevederile articolului aliniatului 1, activitățile comerciale desfășurate cu ocazia sărbătorilor tradiționale, a festivalelor organizate cu acordul organizației administrației publice locale. Dacă aveți nelămuriri, întrebați-mă. Am trecut în regulament și codurile CAIEN care se supun acestui regulament. El va fi, odată votat de dumneavoastră, va fi afișat pe site-ul instituției și spre consultare publică, astfel încât toată lumea care, eu știu, vrea să autorizeze, să aibă acces la informații, să știe la ce se supune. Doamna secretar, dacă vă permiteți, vreau să vă întreb dacă eu, din ce prezențe din consiliere, conform articolului 46. S-ar afla incompatibilitate? Da. Nu cred, în moment ce nu se află privire la impersonal. Dumneavoastră, că, dacă voi știți, aveți un interes personal în chestia asta, nu stați de la vot. Așa, în vorba că aveți activități comerciale, asta e regulament, dar regulamentul în
Dar acesta e un regulament. Da, un regulament, exact. Nu se referă la... Nu se referă la... Exact. Activitatea. Exact. La modul general, da. Pentru toate... Eu nu am mai fost, da, nu am mai fost. Am avut această proșă, cineva era... Aveau societăți comerciale, dar nu s-au abținut de la vot, nu s-au declarat incompatibili sau un conflict de interese sau un așa. Deci nu e nicio problemă. Din punctul meu de vedere, nu este. Da, pentru nici dar nu am să spuneți asta. Și mi se pare că e un regulament. Se pare că e un regulament, un cadru general, nu se referă la societatea în sine. Sau la activitatea. Exact, exact. Este prevăzut de lege, nimic altceva. Deci, repet, eu am luat un cumul, am făcut un cumul din mai multe legi, astfel încât în momentul în care vine o misiune, în baza ce-mi cer cu mie. Nu mai stau să mai caut, exact, nu mai stau să caut 3, 4, 5 legi. Și stai, domnule, avem un regulament de Consiliul Local. Stabil de Consiliul Local. Ok, care mai poate fi îmbunătățit? Evident că poate fi îmbunătățit, sigur că da. Ideea este că eu oricum am prezentat cadrul legal în baza căruia am făcut acest regulament și mă raportez la el, mă raportez. Mai devreme și extremase dorința de a avea intervenție domnul de Pădatu. Nu, am eu ceva, și eu am o întrebare aici. Da, vă rog, spuneți. M-ar interesa dacă ne-ați putea informa cam care este procedura de obținere a autorizației pentru micii producători de fabricare a băuturilor alcool și referă la țuic, la vinuri, dacă aveți cumva informația. Autorizația de primărie? Da, da, da. Scrie acolo într-un punct, scrie la primul sau doilea punct. Nu se dă la nu, dar scrie. E vocal de acces. V-am observat și la primul sau al doilea și mă, la articolul ăsta. Romanul păstrării se poate la comun, doar fie producător. Autorizația instalațiilor. Ar vrea să vă instalați instalații? Da. Bama, Bama nu ești de rea. A, nu am cum e un compartiment. Vrei să-ți trimit niște mai statii? Erai discut că era așa ceva. Acum, nu, ei să știți că mai vin din când în când. Așa am știut eu de când am venit mici primași, probabil că așa era din domnul ăla și păcutul, dă-și proprietare de cazan de țuică. Erau trecuți undeva într-un tabel. Și m-am trezit și eu cu ei. De regulă, venea cu sediaul, sediaul venea pe principiu că cazanele deversează în pârâi. Și mama cu câte țuică fabrică, pentru că aveau și cărcau și acum legea, n-aveau voie fiecare producător de cazan să fabrici mai mult de, nu știu, 50 de litri. Consumului propriu. Consumului propriu. Și depășai trebuia? I-anunț când vin, i-anunț când termin, vin și spune un sigiliu pe cazan, nu știu, înțeam, mergeau pe capac cazan. Peste goste? Cea că ăla se rupi și din ea mi-a mai spus, nu, că îl pun fundul cazanului, în momentul în care ai folosit cazanul fără aprobarea mea, când vin în control, nu mai găsesc... Da, domn primar, dar eu pe cazanul ăla fierb și apă. Am... Ce nu poți să pui tu mie sigilul? Da, apă tare. Deci nu fierb efectivul de el, da? Da, nu fac aduc aminte, mi-aduc aminte odată că am ajuns la nevedeță Ștefanat, ieșa fum și apă de prin jurul cazanului și gata, pe ăsta mă găsesc. Da, da. L-am găsit fabrică. Și când ne-am zis acolo, ne-am pierdut, da, venim să încoace, uitați că eu nu fierbea apă, că era o vreme de primăvară, care iar în primăvară, da, fierb apă caldă, să am să dau apă la baci, la coș, la... Am o minte, nu mi-am dat aviz, raport de avizare pentru primul proiect și anume pentru schimbare președinte. De la Comisia Juridică. Dacă nu s-o dat? Păi nu s-o așteptat. Poate să fie favorabil, dar face cum ne-au făcut. Da, nu s-a ajutat. Trebuie cu punța prin care spuneți că se consideră ce-i trebuie. A, trebuie. Raport. Comisia nu trebuie prin apă, nu ne-a vizat și poate să fie favorabil, nu? Nu. La următoarea ședință ar fi fost. Deci dacă... A, știa ceva. Știa să ne-a spus, știa să aveți dreptate, dar... Nu așa. Dar haideți să semnăm, să parafăm la proiectele de lege cu rectificare. Să dăm drumul, doamne, domnule Pădatu. Nu, trebuie să ies eu din ședință. Facem o pauză din 2 minute. Faceți o pauză, domnule. Așa, haideți să încheie și eu. Haideți să terminăm, să terminăm cu proiectul. La documentele acolo care au mai solicitat dumneavoastră pentru eliberarea autorizației funcționale, eu cred că mai este necesar certificatul fiscal pentru societatea respectivă. Adică, dacă ea vine cu zero datorii către bugetul local. Fiindcă, sigur, sunt mașini, teren, spațiu, deci datorii trebuie să achitate la zi.
Cum să scădești o autorizație funcționare dacă tu ești dator pentru anul respectiv? Deci un certificat fiscal cu zero datorii la bugetul local. Mi se pare normal. Nu un povăr acasă, nu e o povară. Doamnele, nici nu ți-l liberau autorizația până nu ai citare. Dar e bine să aibă, doamna, documentele acolo, nu să dea telefonul. Ăsta are ceva datorii la... Oricum îi cerea... De cine este pentru această unanimitate? O întrebare. Dacă vin de la trot, te cuci, eu știu din cu masa, cu astea, vin cu mașini, cu pepe, cu roșii, cartofi. Poliție. Plătește întregi prin comună vreo autorizație? Nu. Nu. Și-ar trebui. În momentul în care vine să vândă, să vândă la furtul străzii, da, trebuie să vină să plătească la primărie. Dar nu, nici nu are voie. Ne vin numai spații special amenajat, deci nu e cazul. Dacă până acum vreo câțiva ani se proceda în felul următor, veneau la primărie, plăteau o taxă, mai 90 de taxe, și ar trebui să-i asigurăm în spațiu. Și cine îi controlează? De fapt asta vreți, nu domnul? Păi asta, asta vreau să spun. Vin și strigă toată ziua la campanii. Da, e cam asta. Că tot vin toată ziua. Și care s-a lucrat ziua asta aici? Că ne n-am, că aici este că ar fi... Nu, nu, nu. O persoană din care se poate poate să... Nu, 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 neapărat. Cum te deranjezi? Dar de ce, nu, de ce cred eu că ar mai fi bine pentru comunitate? Să zicem că îți vinde ceva un produs care în urma lui lasă o boală și el a plecat. Nu e bine registrat, nu știe nimeni. Cine a fost unul la chimie? Păi Toma, așa că te duci la magazin, știi că l-ai luat de acolo. Aia nu trebuie să fie eliminat, produsul. Și nu trebuie să fie eliminat, produsul. Păi vinde mașină. Dar oamenii vin cu pepe și mai injectează și cu coniac, mai concentrează. Vine în localitatea la doia mașină. Nu, dar nu ești respectiv. Ești cu băutură, am eu. Strigă toată ziua aia la pepe, aia la roșii, nu știi dacă are autorizație sanitară, ceva să vă... Dar de unde le ia? Nici nu. De unde provin? În momentul în care vine să plătească taxă... În momentul în comunală, așa oprește la primărie, plătește o taxă, că deranjează la megafoane. Dar n-are cum să plătească, n-are ce căutare, scurt. Și de ce totuși vin? Poate am și eu, mă, am și eu solar, poate ai și una, dar la ce? O timp? Nu are cazul, mă. Da, el poate să-și vândă șmarfa ambulant, cred. Dar dacă vine și plătește... Nu poate, domnul Filibaza, de ce spune clar, numai în spațiu special amenajat de către... Dar ei poate ce mai ești certificat de producător, că se duc la marca și ia de acolo. E, Samsar, ce sunt mai, Samsar. Dar să poți mai simt treaba, mai intrare în paragraf și mai intrare din o bancă de sumos. În comună noastră, nu se comite. Deci, asta facem regulile de legi. Facem piață în loc de minuri. Acolo facem o piață, pune două, trei, dar acolo facem piață. Noi, propunerea asta, domnul primar să se vedeți cu autoritate. Asta e o taxă. O taxă anume care să specifice care voie să vândă sau ce nu pot. Nu există. Nu există. Nu voi. Dacă are autorizație de stat. Deci când legislația mi-a permis, am început acest taxă. Când mi-a interzis, gata, nimeni primi, că murim noi de foame de aici. Se piață și face locul ca mine. Hai să puneți să ați o președinte. Stai, domnule Bărnat, are ceva de spus la stați, că m-a trecut faza, dar la urmă. La interse, vă rog, mi-a asigurat de care am zis că da, mă... Vă dau o foaie să vă scrieți ceva? Nu, la prea mult minte. Perfect, am zis pe mine. Dar nu la boca, nu să ia pauză ca să scoată hotărârea să plece domnișoara. Haideți să o menținem domnișoara, că trebuie să plec și eu. Plecați amândoi și gata. Să spunem la vot. Haideți să plecați. Cine este pentru? Cine e pentru? Nu mă rog, nu mă rog.
Următorul proiect de ordine de zi, completarea inventarului bunurilor domeniului public al Comunei Parava, Județul Bacău, inițiator domnul primar Dedu Păștep, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos! Expunere de motive privind aprobarea trecerii în domeniul public al Comunei Parava, Județul Bacău, a drumului de exploatare în 1951. Primarul Comunei Parava, Județul Bacău, având în vedere prevederea ordonanței 43 din 1997 privind regimul drumurilor, articolul 3, din punct de vedere al destinației drumurilor, se împart în drumuri publice, drumuri de utilitate publică sau de interes public destinate circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii cerințelor generale de transport ale agenților economici și populației și de apărare a țării. Acestea sunt proprietate publică și sunt îndeplinite din fonduri publice, precum și din alte surse legal constituite. Articolul 5, litera C, din punct de vedere funcțional și administrativ teritorial, în ordinea importanței drumurilor publice, se împart în următoare categorii de drumuri. Drumuri de interes național, drumuri de interes județean, drumuri de interes local. Articolul 8, aneatul 2, clasificarea drumului de interes local, precum și clasificarea ca drum de interes local la unui drum neclasificat, se face prin hotărâre de Consiliul Local. Analizând raportul drumului se poate fi pierdut de cadrul compartimentului urbanist din cadrul aparatului de specialitate din zbornea primarului Comunei Parava de Bacău și în temeiul de vedere articolului 45 aneatul 1, colaborat cu vederea articolului 155 aneatul 1, litera B, din legea Republicii Locale numărul 25/2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Comunei Parava de Bacău a drumului de exploatare numărul 151. Față de cele prezentate, vă rog analiza și aproba prezenta hotărârii. Proiect de hotărâre privind... Nu, prima, da. Spui că e vorba de popoare, să știți la avem în anii noastre, vedeți, bate mai cu pentru că vă grăbeați. Da, vă grăbeți, da. Și acela, da. Bun, este vorba de un grup de exploatare care se află scruat între, ca vecinătăți, la vest, proprietatea, cum să vă spun eu, să mă simți alegeți, Veoria, cred că mi-are... Pe lângă biserică, nu-i vorba de acolo, unui care a închis drumul care a închis drumul și pentru o instanță îți trebuia aici, da. Trebuia și-o primit și l-a închis cu car, drumul este de utilitate publică, deservind cimitirul adventist, proprietățile agricole din zonă, accesul cetățenilor la pădure. Am făcut eventul în instanță pentru el, instanța a respins pe motiv că, neavând carte funciară și nefiind într-un domeniu public, o considerare că nu e de utilitate publică, nu a respins acțiunea. Ei, și acum ai făcut aici. Atunci l-ai introdus, asta votăm și gata, trebuie să mai departe. Spune la vot, domnul. Da, da, să discuți. În cazul care drumul s-a aflut în intravenant, îl puteți relimita. Dar dacă e extravenant, cea... Nu, e intravenant. Drumul ăla aparține primăriei. Deci nici la un vecin, nici la stânga, nici la dreapta. Dar exact, nu ei l-au revendicat. Da. Nu știu. Ei, nu, 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 toate drumurile astea de exploatare agricolă, toate tavanele care vrezi lung pe dealuri, pe care dealuri vezi, nu sunt inventariate nicăieri, nici măcar ca număr, decât pe planul cadastral, planul cadastral al CAP-ului. Da? O parte din ele am reușit și le-am băgat acolo, noi am intervenit cu lucrări din utilități, cum ar fi drumul Carpenului. Cu drumul de limit Răcăciuni Parava, când au vrut băieții cu eolienile. Deci foarte puțin de ele, noi le-am băgat în domeniul public. Cum e drumul de alt Drăgușani, pentru accesul la apă la bazin. Odată cu întocmirea cadastrului sistematic și încheierea lui, atunci se renderează aceste drumuri și le vom întrece pe toate în domeniul public, oricare drum din oricare tabla, ai de acces public. Fiecare trebuie să ajunge la bucățul de teren. Nu poate fi de interes privat că trec numai eu sau să trecem în domeniul privat al comunii. Nu. Va fi inventariate cu lungime, lățime, numerotate și va fi de un interes public toată lumea să aibă acces fie. Acum, putem trece la vot, dacă nu mai știu la intervenții. Cine este pentru? Unanimitate.
Următorul proiect de ordine de zi, aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții, reabilitare și modernizarea școlii gimnaziale a Comunei Parava, județul Bacău, inițiator domnul primar. Trebuie la proiectul de venit? Da. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici din proiectul reabilitare și modernizare a școlii gimnazială Parava, județul Bacău. Consiliul Local al Comunei Parava, județul Bacău, având în vedere avizul favorabil al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local, raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Parava, județul Bacău, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici din proiectul reabilitare și modernizare de școală gimnazială Parava, Comuna Parava, județul Bacău, expunerea de motive a primarului Comunei Parava, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul reabilitare și modernizare școală gimnazială Parava, Comuna Parava, județul Bacău, raportul compartimentului achiziții publici, legea numărul 227 din 2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, ordinul MDRA numărul 633 din 2016 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și numele și sumele alocate acestora, privind finanțarea BND pentru județul Bacău în perioada 2016-2019. Luând în considerare venitele de hotărâri Guvernului numărul 28 din 2008 privind aprobarea conținutului cadrul documentației tehnico-economice a perioadei investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a deviziului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție. Prevede legea numărul 26 din 2006 pentru finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare. Prevede articolul 36 din 6 litera din legea 215 din 2001 privind administrația publică locală, de publicare cu modificări și completări ulterioare. Și în temeiul articolului 45 alineatul 1 din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și modificările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se reactualizează indicatorii tehnico-economice aferenți obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare școală gimnazială Parava, Comuna Parava, județul Bacău, conform anexei 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Contabilul primăriei va duce la împlinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 3. Secretarul comunii va comunica prezenta hotărâre pe sau nu autorităților interesante. Este vorba de aprobarea indicatorilor doar economici, rezultat în urma procedurilor de achiziție la proiectul menționat. Dacă vreți să vă dau citire, le aveți. Da, deci în urma procedurii de achiziție, valoarea o rezultat, deci valoarea fără TVA, 1.017.032,79, din care C plus M, 814.642,00. Fără TVA, da? Cu TVA, 1.200.028,42. Iar C plus M, 969.423,98. Deci asta e rezultatul la procedurii de achiziție. E o tărere care o să întrebească odată cu prima situație de lucrări dusă la Ministerul Dezvoltării. Lucrările au început. Sper, o să, nu știu dacă finalizăm până acești ce se trebuie tot. Se lucrează, am probleme, sunt la de alert, dar... E mult de treabă, pur. Dar nu de alert, doar să fac, nu? Nu? O parte cu cază la acoperi și o parte cu cază interioare, să fac un lucru bun. Acum o să vin la interioare au... Câte camere are școala, nu prima, e? Nu, 5 oameni în școala aia. Atât, 20 de camere. Și când mai fac ieri? Dar ești aici la anul, zic. Bă, spui, să se spune. Bă, trebuie să-ți dați seriezi. Și poate spune și pantolul. 10 oameni dar în două. 5 și 5. Când lucra la acoperiș, am fost și eu prin școală și ieri, chiar foarte tine, o parte lucra la acoperișul de acoperiș, toată partea aia dintr-o izolație, da, o de acoperiș dată jos, a început montarea acoperișului, dar s-a oprit datorită precipitațiilor, se lucrează interior, se coșcovește tot ce înseamnă bar, dărâmat sopi, dărâmat cornuri. Deci de șantier? Deci de șantier, da, avem. Își face treaba? Da. La cine? Același deci de șantier care l-am avut și la apă. Domnul Țărmă. Da. Da. Adică acolo ar fi trebuit un șantier care să fie autorizat pe 4 componente. Că e vorba de structură, e vorba de termic, e vorba de hidro și de electric. Adică ar fi trebuit 4 dizi șantier și am găsit soluția să facem un altul mai mult mai multe autorizații. Da, adică cam mare, de aproape tot arsenalul.
Noi ne putem duce să verificăm cu siguranță. Chiar ar fi indicat. Chiar ar fi bine să ne implicăm, nu? Comisia. Mai ales că avem și meseriași. Chiar comisia de învățământ? Că el e în comisie de învățământ. Dacă să mergem locale. Trebuie să ne dați chiar... acum se demorează, nu prea ești evident. Dacă nu începi, chiar vreau să... Nu începi să duce efectiv. Da. Vreau să văd și proiectul. Da. Și poți să fac. La aveți, da? La ei, da. Ne poate pune la ție. Da, este și aici. Este și în primă linie, cum e în poate? Prima dată, proiectul și mai mult. Conțeles părerea noastră, domnul O întrebare pentru domn primar. Ce facem cu iluminatul stradal? Pe jumătate de zi. Întrebare diversă. Hai să terminăm. Domnule, eu vreau acum că v-am spus că mă gândesc de viața. Mă, că am intrat la fel, dar spun că e ceva divers. Hai să punem la vot. Hai să punem la vot. Deci cu școala e terminată? Da, da. Cine este de acolo? Să punem la vot. Mai duce la vot cu școala? Nu, nu, nu. Deci, domnul Tomăzei, putem duce la vot, da? Cine este pentru? Ce se întâmplă cu iluminatul? Avem jumătate sat de la transformator spre un caș cu care nu arde iluminatul stradal și jumătate funcționează. A doua, strada de la ulița la școală la Deche trebuie reabilitată neapărat, nu mai poate să o cine nici cu cărța, nici cu mașina. Și a treia, dacă se poate reabilita... Prima problemă. Cu iluminatul stradal, domnul. Nu funcționează? Da, nu funcționează jumătate de sat. În ce sat? Localitatea Răgoaia. Din locul ăsta. Nu, era mai dinainte. Da, trebuie să fost deja și deci primarului. Dacă putem reabilita ulița stradală de la școala veche, că au luat apa. Da. Dacă se poate. Pe ulița. Uliței stradale? Uliția stradală de la școala veche. Ești impracticabilă de... Din Răgoaia, da? Da, da, da. Și dacă putem reabilita drumul județean 206B după încetinirea ploilor. Mulțumesc! Da, mai iluminat, am înțeles, nu știu, să vedem cum stăm în procedură, că v-am anunțat. Suntem la final de contract, s-a întâlnit contractul cu firma care făceam îndenanță. La școala veche, nu-i numai ulița, la școala veche în situația asta, sunt toate ulițele astea, aș vrea să am timp, asta să dau și un fug mai pe orizont, făcând un raport către Comitetul Județean în situație de urgență. A treia problemă care era cu reabilitarea drumului județean, îl încadrez în aceeași problemă cu Comitetul Local de Situație de Urgență, pentru că drumul județean este lungă, au două intervenții pe anul ăla, au făcut-o, deși în weekendul trecut, când iarăși am probleme cu apa, am avut o cisternă materitalea blocată, blocată drumul, o trebuie să intervenim, să-l scoatem de acolo, am făcut poste, am făcut adrese către drumul județean, încă o dată pentru suplimentarea volumului de balastru pe partea de drum Parava Rădoaia, n-am primit niciun răspuns. Probabil că acum, după ce eu să convoc și Comitetul Local de Situație de Urgență, sper eu să reușesc astăzi. Mai s-a plecat? Da. Sunt în ședință. Poate nu-i suplimentează. Asta era punctul 2? Mulțumesc. Da, dacă mai aveți ceva important pentru... Nu ne puteți spune Berti? Da. Sau nu pot suporta mai bună ședință următoare? Ședința următoare e marți, miercuri, joi. Da. Dacă e acolo recent, da. Acum ai de dat. Da. Dacă ne vin bani în seara asta, cu siguranță ajung banii de trezorerii, luni vedem, luni o convocăm, cum o vreți, de urgență, de îndată. Și atunci vă stau la dispoziție, o să-l treacă.
E bun așa? E bun așa, domnule. Ședința încheiată. Bun așa.